mari mutresco tu n'poi mi adorlo dor di voi montili voi ara frati arpa oilor iara cărbati voi adrazi di noaptizu că bărseață și e tășcu voi adrazdi noaptizu că bărseață și e tășcu. Și jalii vechi iar măi ca fizuhi mapsăi tot s-a minătă cilii mei și tot mapsăi chim după ani tot s-a minătă cilii mei chim după ani. Blișor grai lună chire puțin de el ca de blestem de isnafi dar și-ună grai de dadă n-a lăsat senafi dar șunăm grai de dadă n-a lăsăm. Și-a ta limbă ochii de sim, ai zboarele alăxim, chirem doara de păpâi, dor și jale vechi iar măi, chirem doara de păpâi. Chiar măi dor de-a voastră ori nimic zdănăsim la ea urghi slomușata vă urnechi și volea voastră ca cilechi slomușa da, vă urnechi și volea voastră ca cilechi. Auză! Să dai o carte de vizită! Să dai o carte de vizită!
Thank you.
Oh,
Thank you.
ucizi zicul prin călărașul de sub covoarele asfaltice de acum. Atâtea câte sunt. Ce poezie, ce proie! Îți place să te rog. Dar am ziua poezie. Dar ați fost în țărâna călărașului? Este... Nu, întâi pe la Bruxelles le-am trecut. Da. Am fost odată la fotbala, o noapte. Când eram puși, jucam fotbal pe strada unde ne-am născut amândoi. Și trecea mortul la un moment dat, pe 23 august se numea atunci. Trecea mortul, cu trei. Și în față, ca de obicei, un portret și un an de naștere. Sau anul decesului. Făceam noi socotara, ne opream din fotbal cu mingi de alea de cauciuc, așa. Și ne uitam cât 57 de ani. Ne opream, treceam, mă ziceam, dar în pulă mai văd. Vă imaginați acum ce sentiment ai să treacă în mortul ăsta. Era unul sigur. Încă unul prezi care s-au confruntat într-o... Ne-au legat multe, suntem prieteni, am fost colegi de clasă, colegi de clasă și la liceu, el a excelat întotdeauna prin simțul ăsta organizator. Un băiat cu bun la toate cele, ceea ce însemna organizare. Cu adunarea asta vine, la femei. Super bine. Cel mai bine învățat la biologie, făceam cu Vlad Chioru, dacă știți, cu profesorul Vlad. Ăla era nașul lui. Da. Ne-am simțit bine cu toții, îi dorim la mulți ani, ceea ce am înțeles foarte bine din prezența noastră aici. Și pentru că se apropie ora la care prietenul nostru și invitatul special al meu, Petru Gigi Zicu, Rudelu Breja, trebuie să plece la București. Eu, devenind așa de la mine putere mesagerul gândurilor voastre, îi mulțumesc pentru că și-a făcut timp să vină aici, are destule probleme și îl invit în continuare la călăraș și invitându-l eu, bineînțeles că ne va vizita pe toți. Îi mulțumesc lui Vasile Iliu, că de obicei onorează călărășenii și pe cei care fac evenimente. Iar lui Rudelu Breza, precum celor de pe Titanic, știți, aveau sănătate, aveau și bani, el face 12 reprize și acum, la 54 de ani, aleargă zilnic, dar mai trebuie noroc. Îi dorim cu toți acest noroc de care are nevoie și îl invităm și cu altă ocazie ca să vă mulțumesc mult! Mulțumesc frumos! Am trecut ceva vreme de când am mai vorbit la microfon. Ia liniște, mulțumesc mai tare! A trecut ceva vreme de când am mai vorbit la un microfon, pentru că... Ai vorbit la televizor. Liniște, vreme. În ultima vreme vorbesc la fața mea. Șandru, vreme. Am venit aici la Călăraș pentru un om cu totul deosebit, de care mă neagă niște, probabil, 30 de ani de prietenie, la numele Damian, care... sau cu care împreună am vrut să-i facem, și cred că am și reușit, să facem o surpriză unui alt om, cu totul deosebit, la Gigi Zicu, căruia vreau să spun din toată inima mea la mulți ani și să-i dea Dumnezeu sănătate, pentru că restul cumpărăm cu bani. Doar sănătatea e de la Dumnezeu, restul totul s-a cumpărăm cu bani. Am bătut 100 de kilometri până aici ca să găsesc niște oameni de calitate. Din ce în ce mai puțin găsești astăzi așa ceva. Și mă bucur că am venit aici astăzi și că găsesc niște oameni de mare calitate. Sunt din ce în ce mai bine. Viața și greutățile din viață trec. Important este însă cum trecem noi prin viață și ce lăsăm în urma noastră. Dacă lăsăm fapte bune, dacă lăsăm prietenie, dragoste, înțelepciune și înțelegere între noi, atunci chiar am trecut cu bine în viață. Dacă însă promovăm ură și dezbinare și asta, înseamnă că am făcut un umbră pământului degeaba. Sunt convins că sunteți aici la masă din dragoste pentru Nenea Zicu. În numele dumneavoastră și în numele prietenilor mei, atâția cât au mai rămas, îi spun la mulți ani, sunt gata cu joc sănătate și dumneavoastră s-a trăit, s-a bătălit împreună și până la 90 de ani, dacă se poate. Să mai suportăm acest discurs sensibil, să-l mai suportăm acest super sensibil. Aveți un partener. Spune-mi sincer, de la și o poveste frumoasă, pentru mai mulți români cu doar călărășeni, da? Și lasă-mi vorbă că mai va veni la Călăraș. Te așteptăm la Călăraș. Să știi că Călărașul ăsta are o poezie a lui, ai început să o înțelegi, da? Iar vorbă și ai un fel de Iordan al nostru. Fii mai... Hai, vă pup, are toate, vă pup, are talent, are talent.
Ce poți să spui când ești cu atâți prieteni dragi la masă, când ești cu atâți susținători care te uiți în jurul tău și spui cum oare am ajuns eu președinte de Consiliul de Țean, dacă nu erau ei? Mare șansă. Șansă e pentru unii, am mulțumit pe mulți, am dezamăgit puțin. Ce putem să spunem? Sportul a legat și supărări, și urmări, și dezamăgiri, dar a creat un singur cu cele mai multe prieteni care au rămas, au dăinuit. Și astăzi e dovada că la Gagigi Zicu vine un președinte de federație, un președinte al unui prieten de călăraș, Inel Damian. Cu toții ne bucurăm dacă ne-ar onora la fiecare zi onomastică câte personalitate de călăraș ar fi așa de mare, încât ne-am bucurat că am luat o funcție, am luat un premiu de la viață, am reprezentat Călărașul anumit la nivel național sau la nivel internațional și am adus înapoi Călărașului ceva. Bravo. La momentul ăsta lumea n-a dăruit ce dăruiește din el Damian și ce ne arată din el Damian că se poate face din acest Călăraș minunat. Trebuie să copiem ce-i bun, să criticăm ce n-a fost bun, să nu mai aplicăm ce n-a fost bun. Și cred că dacă vom fi ceea ce spunea Rodel Obrejea mai devreme, ce oameni care să creăm acel echilibru și acea prietenie, vom fi și noi valoroși în viitor. Dacă ne putem merge, o să rămânem izolați, singuri și amărăți. Fără amărăciune și cu prietenie multă, Gigi, la mulți ani! La mulți ani, Gigi! Apropo de unde vii? Da. Comitetul ăsta care a ajuns președintele Consiliului Județean? Ia. Președintele ăsta care a ajuns președintele Consiliului Județean? Bravo, bravo. Cine era aproape de mic copil. A fost cunoaște totală. Ei dat sânță? Este cel mai alt drag copil pe care l-am întâlnit. La microfon, așa, ce te-a lăudat, bă! Dar ceea ce am zis este extraordinar, e deosebit. Mare! După inima Dumitată, să dea Dumnezeu tot ce familiei, copiilor, nepoților, ginerilor, și să dea toată lumea. Să ne jucăm pe Ultimul conduce președinte, așa e normal. Poate mai are o formă. Sănătate, domnule!